și doamna Dobricea, un proiect se adresează studenților tineri și nu numai studenților tineri. Dar, în principal, este vorba de creșterea gradului de inserție în domeniul rural, în ce privește energiile universitare. Programul nostru este finanțat de Erasmus Plus și își are origine într-un alt program pe care l-am dezvoltat împreună cu niște colegi de la Universitatea Castellón din Spania. Programul se cheamă IT Forest și a avut ca obiectiv promovarea unor aspecte bune, practici legate de exploatarea energiilor regenerabile în zonele rurale. Printre obiectivele proiectului, s-a numărat creșterea aplicabilității proceselor de învățare, identificarea și îmbunătățirea competențelor pentru inserția profesională în acest sector al energiilor regenerabile, introducerea și exploatarea unor modele de educație noi, întărirea gradului, de ce nu întărirea gradului de internaționalizare, pentru că, așa cum am spus, este vorba de trei universități din România, Ungaria și Spania, noi proceduri pentru managementul de proiect, promovarea lucrului în echipă, în echipe internaționale, pluridisciplinare, pentru că studenții sunt fie de la energetică, fie de la inginerie economică, fie de la dezvoltare rurală în Spania, în Ungaria, de la geografia turismului și așa mai departe. Și, nu în ultimul rând, pregătirea acestor studenți pentru lumea profesională care îi așteaptă în foarte puțină vreme. Ca activități principale, tot ce ține de cercetare aplicată, cât poate îngloba acest concept la nivelul la care ne referim, pentru dezvoltarea acestor tehnologii. Ce ne-am propus să obținem în urma acestui proiect? Da, un studiu al perspectivelor și al cerințelor de energie regenerabilă din mediul rural pentru dezvoltarea locală, dezvoltarea unor rețele de colaboratori. Un aspect foarte important și cred că într-o oarecare măsură reușim să ne atingem acest obiectiv, pentru că avem reprezentanți, cel puțin în Bacău, de la mai multe societăți comerciale, între care General Electric, doamna Rusu, relații bune cu liceile din Bacău, relații bune cu Agenția de Mediu, cu primăria, cu instituțiile, cu multe alte instituții din Bacău și din județul Bacău. Să creăm resurse educaționale pentru instruirea în cadrul acestui proiect, să dezvoltăm un curs de limba engleză tehnică în domeniul energiilor regenerabile, și înspre finalul proiectului să facem o compilație de studii de caz din cele trei domenii: energie fotovoltaică, energie eoliană și biomasă, pentru dezvoltarea, așa cum am mai spus, acestor zone rurale.